Nava te încântă de îndată ce pășești în holul principal. Deasupra se află un imens tavan din sticlă prin care poți vedea cerul, iar de jur împrejur totul este decorat cu lemn de esență nobilă. Clubul de noapte este locul ideal în care poți dansa până dimineață. Acum suntem în principala zonă de cumpărături a navei. În dreapta vedeți magazinele de bijuterii și aur, iar în stânga sunt magazinele cu băuturi alcoolice scumpe, de lux. Zona este deschisă tot timpul, în afara momentelor când nava este într-un port. Costa Mediteranea are înălțimea unui bloc de 20 de etaje și o lungime de aproape 300 de metri. Pachebotul are o suprafață totală de 20 de ori mai mare decât a stadionului olimpic din Roma. From Milano. Suntem din Milano. Am făcut multe alte excursii, dar aceasta este de departe cea mai scumpă. 3.000 și jumătate de euro am plătit, pentru că avem cabină externă. Eleganța și atenția pentru detalii au transformat nava în cel mai iubit vapor din întreaga flotă. Accesibil, asta e partea cea mai plăcută. Sunt prețuri care pleacă de la 300-400 de euro de persoană. În unele cazuri ajung și până la câteva zeci de mii de euro. Diferența o face itinerariul, tipul de cabină și linia de croazieră în anumite cazuri. Dar croazierele sunt în general un produs de lux foarte accesibil. Croazierele mediterane pentru cei care vor să facă mari economii iarna sunt extraordinar de avantajoase și de cele mai multe ori se prind temperaturi de cam 15 grade, ceea ce e mai mult decât suficient să te simți bine când vizitezi. Procentual, cam care e diferența între prețurile de iarnă și cele de vară? Așa? 25%. Da, cred că se fac economii cam de 200-300 de euro de persoană față de tarifele de vară, iar dacă vara nu sunt promoții, putem să vorbim și de chiar câte 1000 de euro. Echipajul pachebotului este format din 33 de naționalități, iar printre cei 840 de navigatori, 20 sunt români. Costa Mediteranea a făcut o escală de 11 ore în portul Constanța.